Pentru că dacă am reținut ceea ce v-am prezentat până acum, înseamnă că dacă aș asculta cu atenție, ceea ce trăiesc acum pentru mine reprezintă un mesaj, el punctează către o anumită realitate a ceea ce acum sunt eu în planul manifestării, în planul experienței, contactului, percepției pe care o am cu privire la nu contează ce realitate, care acum mă face să fiu reactiv emoțional, și mai departe, acolo, prin faptul că mesajul punctează către ceva din mine însumi, găsesc soluții. Și acum aș dori chiar să punctăm elementele practice ale acestei analize a structurii noastre emoționale pentru a forma o imagine de ansamblu menită să ofere soluția la momentul de timp în care noi, scrutând în ființa noastră, ne vom reaminti că, într-adevăr, orice emoție pe care o trăiesc, prin mesajul ei, oferă soluție. Și sigur că veți vedea felul în care aceste emoții punctează către propria realitate a ființei noastre și ne oferă soluțiile respective. Una dintre emoțiile cu care adeseori ființa umană se confruntă este disconfortul. Aceste emoții, în general, nu au o intensitate foarte mare, dar ele ne deranjează. Încep să devină un fel de fundal care, menținându-se și persistând o anumită perioadă de timp, parcă întunecă ceva din strălucirea ambianței noastre existențiale. Și atunci, sigur că apare un sentiment mai apăsător, ca și cum ceva nu este în regulă. Poate că nu reușim să descoperim care este sursa care ne produce disconfortul. Pot să existe mai multe surse ale acestui disconfort al nostru. De exemplu, situația de la servici. Nu este rezolvată. Nu știu, colectivul va fi desființat sau nu. În cadrul colectivului, dacă va fi desființat, nu știm, noi vom mai rămâne, se vor împuțina. Situația materială este precară. În același timp, poate existența unor rate la bancă, sigur, ne pun în situația în care să ne îndoim și faptul că am putea avea o continuitate cu el. În alt plan, undeva, tocmai acum a apărut o durere în spate. Ceva s-a produs, n-am fost atenți, am răcit. Un disconfort fizic. Parcă mergem puțin aplecați. Iată, două surse ale unei stări de disconfort care, deși încă, zicem așa, nu au produs acea intensitate paroxistică a unei stări emoționale care să ne copleșească, totuși creează un fel de întunecare a fondului existenței noastre. Din cauza acestui disconfort, care poate, reamintesc, să aibă foarte multe surse, mesajul este următorul. Greutatea existențială, întristarea, mâhnirea, o stare de stingherire sau, uneori, faptul că suntem nerăbdători, încă nu am ajuns acolo unde vroiam,
un disconfort, ceva încă nu se aliniază cu ce vroiam noi. Și e un disconfort, nu te simți încă bine, ajuns la capăt. Alteori, disconfortul apare pur și simplu din blazare, din oboseală. Uneori, disconfortul apare pur și simplu din această dorința noastră, însă anemică, de a tinde către mai bine. Ne fiind mulțumiți cu ceea ce este acum în viața noastră. Este un disconfort, la urmă. Intuim că ar putea fi mai bine, dar încă nu este. Nu știm ce am putea face, dar ceva parcă ne mai convine. Nu localizăm foarte exact ce ne lipsește. E un disconfort. Deci soluția pentru a înțelege, sau a ne înțelege mai bine cu aceste emoții și pentru a facilita eliminarea lor, asociate cu starea de disconfort, deci soluția o reprezintă a ne clarifica. Deci, a reuși să punctăm mai clar, cu o minte mai limpede, situația. Deci, practic, stai să văd. Acum, în astăzi, când m-am simțit înnegurat, mohorât, trist, ce anume a făcut să am această stare? Concret. Acest concret, această obiectivare, se va face întotdeauna pe un nivel al unei minți mai clar. Deci vom fi puțin mai atenți să vedem sursa acelui disconfort. La urma urmei, ce dorim noi cu adevărat? Nu? Dacă am tinde către un scop, în afară de persistența lăuntrică, chiar fizică, energetică, psihică, mentală, spirituală, de a ajunge acolo, ar trebui să fim totodată persistenți în a sesiza ceea ce se opune înaintării noastre. Și sigur că atunci când suntem puțin atenți la ceea ce ne obturează drumul către în față, având o minte lucidă, clar, putem să luăm acel obiect, să-l dăm la o parte. Este o acțiune simplă, dar implică un anumit nivel de recunoaștere, de clarificare a ceea ce noi urmărim. O altă soluție este de a ne redefini întreaga problemă sau problema din partea căreia apare această stare de disconfort. Și aceasta înseamnă să avem o anumită elasticitate, o anumită mobilitate care ne permite să ne mișcăm în jurul acelei probleme. Este ca și cum acea oglindă pe care o punem sau ne-a pus-o acea stare emoțională de disconfort, are acum caracteristica unei tridimensionalități. Da? Ea oferă o reactivitate noastră din mai multe, ea oferă o anumită, spunem așa, dimensiune mai amplă a ființei noastre în contact cu acea problemă. Și atunci vom vedea că plasându-ne noi în raport cu acea problemă care, de la care venea acel disconfort, sigur, plimbându-ne în jurul ei, văzând care ar putea fi perspectiva nouă, cum am putea să abordăm acea problemă dintr-un alt unghi, de ce nu? Am putea vedea că, de multe ori, acel disconfort se estompează. Apare o împrospătare a viziunii, a percepției cu privire la acea realitate. În momentul când facem pasul în spate, creăm distanță și apoi ne mișcăm în jurul acelei probleme, cu un anumit gen de detașare. Sigur că putem să fim mai eficienți în a identifica
sursa acelui disconfort și a modifica însăși atitudinea pe care avem față de, o avem față de acea